Numai puțin de 11 complete de judecată s-au întrunit la Tribunalul și judecătorii Iavasului pentru a analiza sesizările privind aplicarea legii penale mai favorabile condamnaților încarcerați în penitenciar. Sute de dosare sunt analizate de instanțele din întreaga țară. Numai la Vaslui s-au depus 150 de solicitări. Asta înseamnă că 15% din deținuții din penitenciarul Vaslui ar putea beneficia de o reducere a pedepsei sau chiar ar putea fi eliberați. Până în prezent, 15 deținuți s-au ales cu pedepse reduse, iar 3 au fost puși în libertate încă din prima zi de aplicare a noului cod penal. Un hoț, un escroc și un șofer condamnat pentru infracțiuni la regimul circulației au ieșit din pușcărie. Mai bine de jumătate dintre cazuri, magistrații au amânat pronunțarea hotărârilor, fie din lipsă de timp pentru deliberare, fie pentru că mai așteaptă relații de la penitenciarul Vaslui. Alți 6 minori vor părăsi penitenciarul, urmând a fi mutați în centre de reeducare sau centre de detenție educative. 3 minori condamnați pentru furt și tâlhărie, 2 minori violatori și un traficant de heroină vor ajunge în centre de reeducare. Printre cei care vor scăpa de pușcărie se numără și un adolescent din Huș, condamnat la 2 ani de închisoare, după ce și-a violat sora care suferea de afecțiuni psihice. În total, 148 de deținuți din cadrul penitenciarului Vaslui au fost propuși la instanțe pentru reducerea pedepselor sau chiar eliberare.